În 2016, cel puțin de două ori va trebui să ne prezentăm la urne pentru a ne alege candidații înscriși în cursele electorale. Însă sunt încă mulți maramureșenii care mai au în dosarul sau sertarul cu documente cărțile de alegător emise în urmă cu mai mulți ani și care se întreabă și acum dacă mai pot fi folosite pentru ce au fost create și pentru ce s-au cheltuit mulți bani. Ei bine, autoritățile spun că nu se poate face nimic cu ele, deoarece în 2016 la urne trebuie să ne prezentăm cu buletinul sau cartea de identitate. Cartea de alegător nu va putea fi folosită oricum instituția noastră, instituțiile, serviciile de evidență, n-au mai liberat cărți de alegător din anul 2012. Probabil că, în perspectivă, și că legea va prevede, anul acesta nu, folosire, nu se prevede folosirea cărților de alegător. Cărțile de alegători nici nu mai avem în stoc. De fapt, cele care sunt și sunt în posesia titularilor se preschimbă odată și sunt aduse odată și se preschimbă cu cărțile de, de identitate. Cei care mai au astfel de documente trebuie să le prezinte la serviciile de evidență odată cu actele de identitate care trebuie preschimbate.